Locuitorii din mai multe zone din municipiul Suceava vor rămâne miercuri și joi fără apă la robinete din cauza unor lucrări necesare implementării proiectului Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă uzată din municipiul Suceava. Conducerea societății ACET își cere scuze pentru neplăcerile produse. Miercuri între orele 8 și 20 apa va fi sistată în următoarele zone: strada Ana Ipătescu de la intersecția cu strada Ștefan Dracinski până la intersecția cu strada Tipografiei, strada Eudoxiu Hurmuzache, strada Ion Vodă Viteazul, strada Cireșilor, strada Iancu Flondor, bulevardul George Enescu cuprins între cele două intersecții cu strada Zorilor și punctul termic Parc. De asemenea, joi nu vor avea apă între orele 8 și 20 locuitorii de pe strada Eudoxiu Hurmuzache. Conducerea societății ACET roagă locuitorii imobilelor și agenții economici din zonele menționate să-și facă rezerve suficiente de apă potabilă și, în același timp, își cere scuze pentru disconfortul produs.